În acea seară, Petru se întorcea acasă târziu, ceea ce deja a devenit o obișnuință pentru băiat. În ultimul timp, din cauza verificărilor, care erau la ordine zilei, ei erau reținuți la serviciu. Era important să lase o curățenie ideală în urma lor, astfel încât, dacă dimineața iarăși va intra verificatorul, el să nu aibă de ce se agăța. Desigur, nimeni nu achita suplimentar acele ore în plus lucrate, dar pe baza lor se putea de ocolit niște amenzi. Înainte, vânzătorii făceau ordine în sala magazinului de dimineață, când veneau la muncă, pentru că uneori, seara erau atât de mulți cumpărători, încât lor nici nu le ajungea timp să pună la loc produsele, care, dintr-un motiv anume, fie nu i-a plăcut, fie nu i s-a potrivit clientului. Ce anume i-a trecut în cap noului verificator, el nu știa. Acela din senin a început să amendeze pe toți în stânga și în dreapta, venind de dimineață și găsându-se de orice fleac. Verificatorul s-a dovedit a fi un om foarte răutăcios. De ce el a fost angajat, nimeni nu prea reușea să înțeleagă, pentru că nu știe cum să comunice cu supușii săi, adesea ceda, pierzând autocontrolul, iar privirea pierdută și tremurul mâinilor anormal striga direct despre faptul că acel bărbat avea o relație strânsă cu alcoolul. El avea un singur avantaj, educația de la capitală și experiența de lucru la capitală la fel persista, chiar dacă era mică. Se pare că nu mereu ieșind din acest aspect, stăpânul magazinului se gândea că a găsit un specialist bun. Petru nu își putea permite să piardă acest post de muncă, de aceea și era nevoie să îndure aerele noului verificator și rămânea numai să spere că el nu se va reține în compania lor pentru mult timp. Uneori Petru visa că va putea să adune suficienți bani pentru a-și deschide propriul magazin, unde va putea confecționa mobilă din lemn și o va realiza. El adora să facă ceva din lemn, dar mult mai satisfăcut îl se simțea atunci când repara mobilierul din lemn. El înțelegea că pentru realizarea acestui vis avea nevoie de foarte mulți bani, de care el nu dispunea. Încolocindu-se în folar, băiatul a simțit fior din cauza frigului, care îl taia până la măduva oaselor. Văzând omul întins pe o bancă din curte, Petru s-a gândit, cât de prost e. Oare nu este fric să stea aici? Va răci doar și se va îmbolnăvi. Cu toate astea, el n-a îndrăznit să rămână locului, întrucât singurul practic s-a transformat într-un ghețar. De aceea, el a intrat în bloc. Bărbatul abia de reușit să apese butonul ascensorului, cum în capul lui a apărut un gând, apoi l-a cuprins o stare de îngrijorare profundă. Ceva nu era în regulă cu acel om, era straniu. El stătea nemișcat, de parcă ar fi fost o păpușă. Se părea că era o femeie, ba chiar o bătrână. Hotărând că totuși trebuie să verifice dacă nu era nevoie de ajutor și, în general, dacă era în viață acea persoană, Petru a coborât scările și s-a pomenit din nou în fața unui ger aprig. Pentru o secundă, el regreta decizia sa, dar se liniștea cu gândul că el doar se va interesa despre starea acelei persoane și se va întoarce acasă. Apropiindu-se de bancă, Petru s-a convins că acolo, într-adevăr, stătea o bătrânică, care arăta nu chiar vie. Bunico a atins-o de umăr pe bătrâna Petru, temându-se că se va prăbuși din cauza acelei atingeri slabe. Bătrâna a ridicat lent capul, genele ei și sprâncenele s-au acoperit cu zăpadă, iar buzele deja au reușit să se facă albastre din cauza gerului. Bunico, de ce stai aici în frigul ăsta? Haideți să mergem în apartamentul meu, vă veți încălzi și vom vedea ce putem face cu dumneata. Bunica a început să înghită cuvintele, încercând să spună ceva, dar ei nu a reușit nimic într-un final, pentru că mușchii feței au reușit să-i amorțească din cauza frigului. Petru înțelegea că acum nu avea sens să se intereseze de starea de sănătate și nici să piardă timp nu se merita, pentru că bătrâna a reușit suficient de tare să înghețe. El se ruga ca ei să nu fie reușit să-și înghețe organele interne, căci cu așa succese și până la moarte era aproape. Aducându-o pe bunică în apartament, Petru îndată a conectat încălzitorul la putere maximă. A așezat-o pe oaspedele său în fotoliu din fața sa și s-a grăbit să pună fierbătorul pe aragaz, întrucât cel electric s-a defectat recent, iar să procure altul n-avea timp. Aruncând pe podea hainele sale groase, Petru a intrat în cameră. El s-a așezat în genunchi în fața bătrânei și s-a uitat în ochii ei. Se vedea că ea trecea pentru o nenorocire imensă, dar ce anume s-a întâmplat, ei se temea să povestească, de parcă se temea de oameni. Bunico,
ce anume s-a întâmplat? Nu vă deranjează nimic?" Bătrâna a dat negativ din cap și a ridicat privirea, uitându-se atent la Petru. Ea era slabă, chinuită. Privind spre ea, inima se putea strânge în piept din cauza durerii. Cine oare și-a bătut joc de ea? Cine n-a observat că ea ne merită în stradă pe așa frig? Dacă el, Petru, ar fi avut pe cineva din apropiat, el neapărat avea să le poarte grijă, să protejeze și să se asigure că ei nu se plimbă pe așa timp urât. Doar că băiatul, din păcate, n-avea pe nimeni. El era de la orfelinat. Unica ce l-a reușit să obțină după exmatricularea de la orfelinat era apartamentul micuț bătut de soartă, care era compus din două odăi și plus la aceasta necesitatea de a munci ca un blestemat pentru a-și găsi locul său, dacă nu sub soare, măcar sub umbra acestuia. Petru mereu se gândea la cum avea să fi fost totul dacă părinții nu l-ar fi abandonat la orfelinat, dar răspuns la această întrebare el nu o găsea. El nu știa cum este asta, să trăiască într-un mod diferit. Turnându-i bătrânei ceai, băiatul i-a întins cana și a început să aștepte până când ea se va încălzi. Își va reveni la normal și se va simți în stare să povestească ce i s-a întâmplat și cum s-a primit că ea stătea în singurătate, în frig, îmbrăcată în haine atât de subțiri și îngheța. Îți mulțumesc, fiule, a rostit bătrâna, respirând greu. Îți mulțumesc din tot sufletul. Dacă n-ai fi fost tu, probabil nici eu nu mai existam. Bunica a început să plângă, ferindu-și privirea într-o parte. Mi se părea că acum își voi lua ultima gură de aer și voi muri. Totul interior mi-a înghețat, dar în schimb nu se simțea atât de tare durerea cauzată de cuțitul pe care mi-l-a înfiept în inimă un om apropiat. E greu când ești trădat de oameni apropiați. Bătrâna a clătinat din cap. Bunico, ce s-a întâmplat la dumneata? Nu vă fie frică, povestiți-mi, iar eu voi încerca să vă ajut dacă voi putea. Bunica a suspinat din nou, cuprinzând cu mâna cana de ceai pe jumătate goală și și-a ridicat privirea spre băiat. Eu împreună cu soțul meu, cândva am fost niște oameni foarte avuți. Niciodată n-am simțit lipsa a ceva. Mereu aveam de toate. Trăiam fără a cunoaște vrestețea. Visam la cum ne vom juca cu nepoții și strănepoții noștri. Dar odată, în casa noastră și-a făcut apariția o nenorocire. Fiica noastră a decedat în timpul nașterii. Medicii au spus ei că este interzis să nască, dar ea nu voie să scape de acel copil. Ea voie să simtă fericirea maternă, numai că așa și n-a reușit. Nu i-a rezistat inima. Pe nepot, noi îl înconjuram cu dragoste, cum puteam mai bine. El mereu avea numai tot ce-i mai bun. Noi voiam măcar cumva să umplem golul lipsei dragostei materne, dar se pare că a dat-o în bar undeva. Ionel de la început era un băiețel foarte bun. Pe când avea 9 ani, a căzut de la bara școlară și și-a fracturat spatele. Medicii afirmau într-o voce că de acum încolo va fi lipit de scaunul cu rotile. Dar aflând că peste hotare se practicau intervenții chirurgicale experimentale, noi împreună cu soțul am vândut tot ce am avut și am mers acolo. S-a primit să-l punem pe Ionel pe picioare și se pare că totul din nou a revenit la normal. Noi nici n-am observat când el a devenit matur. L-am trimis la studii la capitală ca să obțină o educație bună. Acolo el a rămas să muncească. Cu 5 ani în urmă a decedat bunicul lui. Din cauza serviciului, eu nici n-a reușit să vină la mormântarea lui, iar cu mine comunica foarte rar, încerca să mă evite. Când s-a întors acasă, am înțeles eu de ce el făcea asta. Nepotul meu a intrat într-un cerc nepotrivit de prieteni. Acei prieteni au creat dependența de niște preparate, iar el de parcă era fericit pentru asta. Am încercat să-l îndrept pe calea cea dreaptă, dar n-am reușit. Eu nu voia să mă asculte pe mine, pe o bătrână, doar bani cerea, în timp ce eu înțelegeam în ce direcție cotesc lucrurile. Eu împreună cu soțul meu am semnat un act de donație pe numele nepotului. El știa că apartamentul îi aparține lui și s-a folosit de acest fapt. M-a aruncat în stradă astăzi, apucându-mă de guler, pentru că a înțeles că nu mai are ce să scoată de mine. Nu mai am eu, o bătrână, bani pentru drogurile lui.
parcă s-a angajat la un loc de muncă bun, dar mereu nu-i ajung bani. Cheltuie totul pe acea otravă. Cel mai probabil, Ion va vinde și apartamentul, iar eu nu voi putea întreprinde nimic. Nu știu, încotro s-o apuc acum. Nici nu mi-ai putut imagina când înainte de moarte mă voi trezi în stradă. Îmi rămâne doar să sper că în curând mă voi reîntâlni cu fiica și cu soțul meu. Cuvintele bătrânei l-au atins pe băiat până în adâncul sufletului. Petru cu greu reușește să înghită nodul sărat care ți-a format în gât. Cum putea să procedeze așa cu propria sa bunică? El nu-i putea înțelege pe așa oameni dependenți. Cum o persoană apropiată poate deveni străină? Oare chiar acea otravă era mai depresă decât îmbrățișările calde ale unei persoane apropiate care te iubește cu adevărat? Printre altele, Petru nu voia să afle răspunsurile la întrebările sale. El nu voia să se plaseze pe sine pe ce așteaptă cu oameni pierduți. Nu era nevoie. Fiecare om are viața sa și fiecare decide cum anume își va trăi acea viață. Există o legendă care spune că toți copiii crescuți la orfelinat, mai degrabă sau mai târziu, vor ajunge pe o cale greșită. Dar aceasta nu este o afirmație corectă. Petru niciodată nu a fost atras de ceea ce creează dependență. Băiatul căsea fericirea vieții în razele solare, în sunetul mării pe care l-auzise numai la televizor, în ciripitul păsărilor. Bunico, este prea devreme să vorbiți despre moarte. Sunteți încă tânără. Rămâneți să locuiți la mine deocamdată, iar cu timpul vom decide cum va fi în viitor. Poate ar fi bine să vă adresați la poliție. Cine știe, poate vă reuși să vă ajute să vă întoarceți măcar apartamentul. Bunica a fluturat negativ din cap. Petru și singur înțelege că poliția nu va putea întreprinde nimic în acest sens, întrucât ea de bunăvoie și-a donat apartamentul nepotului. Trebuie să se gândească din timp la faptul că orice om se putea transforma într-o dător, chiar și cel mai apropiat. Nepotul desigur că nu le-a pus bunicilor la gât cuțitul, impunându-se treacă pe numele lui apartamentul, ceea ce înseamnă că nimic nu putea fi întors. Așezând albeturile pentru oaspetele său pe un fotoliu comod, Petru s-a grăbit să plece în altă cameră și a aranjat patul gol, a căzut pe el și a adormit. Iar dimineața s-a trezit cu 10 minute înaintea alarmei, simțind un miros nemaipomenit al clătitelor. De la început, lui Petru nu-i vine să creadă că mirosul provine din bucătăria lui. Se gândea că iarăși provine de ventilarea pe care el de numerate ori a rugat pe angajații sectorului comunal să-i o curețe. Dar, intrând în bucătărie, toate îndoielile lui au fost risipite. Mirosul provenea anume de acolo. Doamna Olga, așa s-a prezentat bunica, i-a zâmbit cald lui Petru atunci când l-a observat. Ieșește smânile de un prosop și a spus: "Scuză-mă, fiule, că am început a trebălui pe aici, fără permisiunea ta. Voiam prea tare să-ți mulțumesc pentru că tu nu m-ai lăsat să îngheț. Despre ce fel de mulțumiri vorbiți? Ce-i cu dumneata? Vă mulțumesc. Eu niciodată în viață n-am mâncat așa bunătate." Petru s-a lăsat pe scaunul de la masă și a început a bea ceai, combinându-l cu cele mai gustoase clătite din lume. Brusc, băiatul pe neșteptate pentru sine a simțit în doamna Olga o mamă de care el avea nevoie atât de mult, pe care el voia atât de mult să o aibă și pe care el niciodată nu o va avea. De curând, Petru a plecat la muncă, lăsându-o pe bunică singură în apartament. El nici nu-și făcea griji pentru faptul că ea putea fi o mincinoasă care îi va căra totul din apartament, pentru că de acolo nici nu prea avea ce se căra. Existau slabe șanse ca hoții să fie atrași de vechiturile lui. După serviciu, Petru a intrat în magazin și a procurat un telefon simplu cu butoane, pentru că bătrâna mereu să fie pe fir, dacă brusc va avea nevoie de ceva. Intrând în apartament, băiatul a încremenit, pentru că datorită miroselor plăcute, în gura lui începe activ să se formeze salivă. Bătrâna a pregătit niște paste cu pârjoale și supă. Până acum, nimeni n-a avut atât de mare grijă față de Petru și băiatul se temea că se va deprinde cu aceasta. Oamenii se deprind foarte rapid cu binele. Așa a trecut o săptămână. Pentru el a devenit deja ordinar să-și ia micul dejun format din clătite, brânzoaice sau pateuri extrem de gustoase. Doar că în acea dimineață, Petru s-a trezit mai târziu decât de obicei. El nu trebuia să plece la muncă, iar mirosurile plăcute, ce mereu provenea de bucătărie, nu se știe din ce motiv,
lipseau. Băiatul s-a speriat, gândindu-se că bătrâna s-a îmbolnăvit. Încă de ieri el a observat că ea era posomărâtă. Petru s-a ridicat din pat, s-a îmbrăcat repede și s-a grăbit să verifice dacă totul era în regulă. El a fost nevoit să se întâlnească cu liniștea surzitoare, de care el a reușit să se desprindă. Observând pe măsuță din camera unde locuia bătrâna o mulțime de bani, Petru s-a încruntat. Ce fel de bani erau ăștia? Cu banii ăștia, el cu ușurință își putea înființa afacerea la care el atât de mult visa. Dar de unde au apărut acești bani acolo? Observând alături de bani o foaie albă împătorită de câteva ori, Petru a ridicat-o, a deschis-o și a început să o citească cu atenție. Scuză-mă, fiule, că am plecat fără ca să mi-am rămas bun. Mi-ar fi fost foarte greu, pentru că eu am reușit să mă obișnuiesc cu tine și am început să te iubesc ca pe propriul meu fiu. Nu ți-am povestit totul. N-am cheltuit toți banii noștri pe apartament și pe medicamentele nepotului. Mi-au mai rămas câțiva bani adunați și câteva bijuterii scumpe. Eu nu voiam ca totul să revină unui om care nu le merită. Din start am înțeles în ce direcție el își îndreaptă discuțiile și eram sigur că într-o zi mă va arunca în stradă. Eu deja nu mai am nevoie de nimic. Eu nu vreau să cumpăr o locuință nouă care oricum o să revină lui. Nu mai vreau deja nimic. Atunci când tu m-ai adăpostit, eu am înțeles că vreau să dau tot de ce mai dispun anume ție, în semn de mulțumire. Am reușit mult timp să ascund acești bani în garajul soțului, dar acum a venit timpul să-i scot de acolo. Fie ca acești bani să fie cheltuiți pe ceva cu sens, realizează-ți visul și măcar ocazional să-ți amintești de mine. Iar eu am decis că voi începe să locuiesc în azilul pentru bătrâni. Îmi voi petrece restul zilelor acolo, iar apoi voi ajunge să mă întâlnesc cu dragii mei. Îți mulțumesc pentru grija ta. Rămâi în pace, dragul meu. Când Petru finisa de citit scrisoarea, el nu și-a putut reține lacrimile, care până acum i-au căpărat ochii și nu-i permiteau să citească. Băiatul refuza să creadă că bătrâna a plecat așa simplu, fără a vorbi cu el și fără a-și lua rămas bun. Desigur, ea putea fi înțeleasă. Este greu să-ți iai adio, dar ea măcar putea să întrebe dacă îl deranjează pe Petru sau nu. Înșfăcând scurta din cui, băiatul s-a grăbit să plece la oprire. El nu știa când anume a plecat bătrâna și că el va reuși să vorbească cu ea înainte ca femeia să ia o decizie finală. Spre fericire, intuiția nu l-a înșelat pe băiat și bunica n-a reușit să plece departe. Ea se îndrepta lent în direcția opririi și se observa că umerii ei tremurau din cauza lacrimilor și al suspinelor. Doamna Olga, așteptați! A strigat Petru. Bătrâna s-a întors și și-a șters cu palma fața roșie, care se datora lacrimilor, ce înghețau rapid pe fața ei din cauza gerului. Fiule, nu trebuie să vii din urma mea și nici nu te porni să întorci cadoul. Eu am hotărât totul. Sincer să fiu, eu nu intenționez să vă returnez cadoul. Băiatul a fluturat negativ din cap. Eu vreau să vă întorc pe dumneavoastră. În ochii lui Petru, din nou s-a format o pelerină de lacrimi. Dumneavoastră ați reușit să deveniți pentru mine un om extrem de apropiat. Cum pot să vă las să plecați la o casă de bătrâni, doamna Olga? Vă rog, veniți înapoi. Eu am reușit să mă acomodez cu dumneata. Datorită dumneavoastră, eu simțit căldura mamei, pe care niciodată n-am avut-o. Nu mă lăsați și dumneavoastră. Bătrâna a început să plângă. Iar când Petru s-a apropiat de ea și a îmbrățișat-o, a izbucnit în hohote, adăugând că niciodată nu s-ar fi putut gândi că va avea parte de un fiu. Peste 3 luni, Petru a făcut cunoștință bătrânei cu iubita sa, care i-a plăcut foarte mult femeii, la fel cum și bătrâna i-a plăcut fetei. Băiatul și-a realizat visul. Concedindu-se de la serviciu, el a început să se ocupe cu seriozitate de confecționarea mobilei, care se vindea foarte bine. Doamna Olga a devenit pentru Petru o persoană cu adevărat apropiată, la fel cum și Petru pentru femeie. S-a întâmplat că la urechile femeii a ajuns bârfa conform căreia. Nepotul ei totuși i-a aruncat pe apa sâmbetei apartamentul, iar mai apoi a nimerit pe mâinile poliției, fiind prins cu substanțe interzise în mână. Acum el risca să stea un termen mare în închisoare și femeii era milă de el, dar bătrâna mereu spera la bine și se gândea că acolo, la închisoare, nepotul ei în sfârșit va prinde la minte.
Cam în aceeași perioadă, Petru afla că cel verificator de la capitală a ajuns în închisoare. Coincidență sau totuși nu? Până și numele acestuia era asemănător. Ioan. Petru n-a încercat să afle mai multe detalii, pentru că voia ca trecutul să rămână în trecut. Nici lui și nici bunicii nu-i va fi mai ușor dacă vor afla că anume acel verificator și era nepotul ei depinde de substanțe interzise. Cel mai mult conta că adevărul a câștigat și răul a fost învins. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă v-a plăcut istorioara, vă rog mult să mă susțineți cu un like și să vă scrieți părerile în comentarii. Seara minunată vă doresc și noapte liniștită. Pe curând! Pa, pa!